Nu este grozav acest muzeu? Chiar este! Statuia asta e plictisitoare. Are nevoie de o schimbare de look. Mereu am vrut să fiu o artistă. Așa arată mult mai bine. E o capodoperă. Sunt genială. Jasmine, ce faci acolo? Ar trebui să folosești o pensulă. Oferă o acoperire mai bună. Vezi? E mult mai ușor. Ce părere ai? Ai un talent natural. Îmi place cum ai ieșit. E grozav. Uh-oh, am fost prinși. Comportă-te ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce-ați făcut? E o sculptură neprețuită. Nu vă pot lua nicăieri. Nu există decât o singură soluție. E momentul pentru o provocare artistică. Mișcați-vă! Oh, orice altceva decât asta. Nu-i corect. Să terminăm odată. E doar vina ta. Tu ai început. Hei, aici. Să începem. Interesant. Cititul îmi provoacă somn. Nu pot să-mi țin ochii deschiși. Am nevoie de un poi de somn. Ce se aude? Doarme? Uhu, trezirea! Hei, trezește-te! Wow, chiar doarme dus! E timpul pentru farse! Este timpul pentru provocare! Mai bine ascund asta! Nu trebuie să-l vadă! Fii relaxată! Scuze, am adormit! Mai întâi să ne gândim la ceva drăguț! Respirați adânc! Ce ai spus? Pot face asta! Ah, așa mai merge! E așa de frumoasă! Mi-am găsit muza! Dar mi-am pierdut creioanele! Stai așa! Tu le-ai luat? Eu? Nu, nici gând! E un mister! Așteaptă! Aha! Uite ce-am găsit! Ok, asta e ciudat! Ești doar geloasă! Mai bine mă apuc de treabă! Știu ce să desenez! Sper doar să-i fac dreptate! Trebuie să arate perfect! Doresc să-i surprind frumusețea! Este o doamnă elegantă! O să-i fac o rochie vaporoasă! Acum voi adăuga detaliile! Îmi place ce a ieșit până acum! Cred că directoarei va plăcea! Acum voi desena părul! Voi adăuga niște umbre! Wow, ce tare! E uimitor! Gata, am terminat! Cred că vei fi impresionată! Arunc o privire! O să mă descurc mai bine! Voi lua creioanele mele! Unul singur? Asta-i tot? Ce dezamăgitor! Știu ce să desenez! Hai să facem! Ce faci acolo? Vei afla în curând! Aproape am terminat! Stai puțin! Nu poți face asta! Dă-mi asta! Ce e în neregulă cu tine? E o rușine! Am muncit din greu! Acum ce mă fac? Voi face o incursiune în penarul lui. Asta-i tot? Nu te așteptai la asta. Nu este amuzant. Trebuie să mă gândesc la ceva. Mă întreb. Păi, voi încerca. Sper că va funcționa. Voi face un contur cu vopseaua. Acum voi trece rigla peste. Nu mă grăbesc. Voi întinde vopseaua pe pagină. Wow! Uită-te la asta! Arată mai bine decât mi-am imaginat! E uimitor! Arunc o privire! Destul de bun, nu? Vom vedea cine câștigă! Tu ai făcut asta? Cu siguranță! Vai! E uluitor! Ai un dar! Dar tu? Cred că vei fi surprinsă! E în regulă, presupun, dar Jasmine câștigă! Mulțumesc! Mă așteptam la această decizie! Glumești? Trebuie să mă pregătesc de oră. Wow, ce tare! Ce coafiură să aleg? Nu, nu verde. Cred că știu, o să aleg varianta a treia. Ce salea? Dă-i drumul, sunt ale mele. Vreau să le văd. Aoleu! Ce s-a întâmplat? În sfârșit, ați ajuns! Bun venit la o provocare artistică! Hai să începem! În prima rundă avem... Să bată tobele! Un curcubeu! Wow, îmi plac curcubeele! Hai mai repede! Am nevoie de ceva din poșetă! O să-mi verific și eu geanta!
Ce am pe aici? Așa arată geanta ta? Aha, îi pot folosi pentru a desena ceva. Hei, am uitat cam asta. Încă miroase bine. Serios? Îmi vine să vomit. Glumesc. Am nevoie de un marker. Unul cu diamante, evident. De unde a apărut ăsta? Mi-a venit o idee. Hei, Kendall, ia-l de aici. Ce grețos. Ok, prima dată o să pliez hârtia. Apoi o să pun deasupra suportul de creioane și o să trasez un cerc cu el. Apoi o să desenez o față. O să încep cu ochii. O să fac zâmbetul de ambele părți ale hârtiei. Ce zâmbet frumos! Acum o să desfac hârtia. O să folosesc banii pe post de riglă. O să prelungesc fața. Apoi o să colorez totul. Vreau să fie cât se poate de colorat. Și o să-i desenez un curcubeu în gură. Acum pot să pliez hârtia la loc. Arată super! Uitați! Arată bine, nu-i așa? Wow! M-ai lăsat cu gura căscată! Britney nici măcar n-a început! Trebuie să găsesc ceva util pe aici. Hei, am găsit niște cretă veche. E fix ce-mi trebuie. Am nevoie doar de un ciocan. O să fac rapid un șablon în formă de fluture. O să-l pun peste o foaie de carton negru. Apoi o să așez creta deasupra. Și apoi o să o sfărâm. Da! Ce bine e! M-a ajutat să scap de tensiune. Acum o să dau șablonul la o parte. Și am obținut un fluture frumos foc. Excelent, fetelor! Nu-i așa? E o decizie dificilă, dar Britney câștigă. Serios? Wow, mersi! Nu e corect. Hei, nu fi supărată. Mie mi-a plăcut desenul tău. Mi-e foame. Vreau o gustare. Profesoara e ocupată? Asta e șansa mea. Țin întotdeauna o gustare de desubt în caz de urgențe. Aici era. Trebuie să fiu rapidă. O să se enerveze dacă vede asta. Ales un jeleuri? Hai! Ignorați asta. N-ați văzut nimic. Poftim? Să nu îndrăznești. Nu mă puteți opri. E dezgustător, Ava. Îmi e tare rușine de mine acum, dar nu regret nimic. O să mă prefac că nu s-a întâmplat asta. Nu mi-am satisfăcut pofta de ronțăit. Noroc că am ascuns chipsurile astea. Sunt perfecte. Trebuie să le ascund. Merge suportul de creioane. Fii calmă, e doar o zi obișnuită. Ce bun e! Aveam nevoie de așa ceva. Gura mare! Ce drăguț! Stai puțin, ce ciudat! N-am o a treia mână. Bună, Ava! Chipsurile sunt interzise. M-ai auzit? Da, v-am auzit, dar n-ați zis nimic de gogoși. Ce se întâmplă acolo? Diversiune, diversiune! Sunt cu ochii pe tine. Mă rog, sunt mult mai steață ca ea. Aha, te-am prins! Ce? Mă mănâncă rău. Ceva nu e în regulă. E și rată. Trebuie să iau măsuri drastice. Manechinul ăsta o să fie util. Trebuie să-i fac o schimbare de look. Așa, uitați-vă în altă parte. Pe asta o căutam. Cred că o merit. E cea mai apetisantă gogoașă din lume. Glazură roz și bombonele. E o capodoperă. Să nu mănânci chestia aia. Te-am avertizat. Sunteți cheală? Dă-mi-o! Nu e corect! Sper să nu mâncați! Dă-i drumul! Acum, Ava! Dacă te-ai străduit atât de mult și pentru școală! Gata! Ai înțeles? Trebuie să dau note acum! Da, bine! Stai puțin! Am o idee grozavă! Mai întâi desenez două cercuri mici. Apoi le unesc. Fac la fel și pe partea de deasupra. Acum desenez o linie ondulată. O fac până la capăt și apoi pe jumătatea superioară. După ce am făcut schița în creion, pot să vin deasupra cu un pix. Așa o să iasă în evidență. Trebuie doar să-mi urmăresc schița inițială. Nu o să fac nicio greșeală. Nu vreau să stric ceva acum. Arată exact ca o gogoașă. Poți folosi o radieră pentru a șterge creionul. Apoi o să colorez. Completez doar zona din interiorul liniilor ondulate. Asta o să fie glazura. Lasă gura apă. Acum pot să colorez gogoașa. Fac asta cu un portocaliu închis. Folosesc un corector pentru bombonele. Îl aplic peste glazură, apoi adaug niște umbre. Trebuie doar să urmăresc conturul. Fac la fel cu bombonelele. Așa pare reală. Cred că e gata. Trecem la pasul 2. E timpul să fac schimbul. Ești a mea, gogoșico, și o să las desenul în cutie. Cine e acolo? Sigur am auzit ceva. Ce? S-a întâmplat ceva? Îmi citesc cartea?
Ok, dar sunt cu ochii pe tine. Cine ar fi crezut că o carte poate fi atât de utilă? Îmi ascunde perfect gogoașa. Grăbiți-vă! Duceți-vă la următoarea oră! În sfârșit au plecat toți! Abia așteptam momentul ăsta! Stai! Ce se întâmplă? Asta nu e o gogoașă! Am fost păcălită! Ava! Trebuie să mă pregătesc de următoarea provocare! Pare momentul potrivit! Stacy, astea-s pentru tine! Sper să-ți placă! Vorbești serios? Nu pot! Oh, un cadou pentru mine? Nu, e pentru Stacy! Serios? Oare ce e? Ia uite! Ce? E un unicorn stupid? N-o să înțeleg niciodată femeile! E de la băiatul de care îmi place! E super! O să-l prețuiesc pe vecie! Mi-a venit o idee pentru runda următoare! Un unicorn! Serios? Bine, ia să vedem! Nu arată bine! Ce moale e! Cutia mai conține ceva? E o bomboană cumva? Miroase ca o bomboană? E delicioasă! Ce se întâmplă? Stai puțin! Știu! Trebuie să încep să desenez! O să fac conturul unicornului pe o hârtie milimetrică. Apoi o să dublez conturul. O să arate bine, garantat! Apoi o să încep să adaug câteva detalii. Asta va fi coama! Acum o să înnegrez conturul, ca să iasă în evidență. Și o să adaug culorile. O să iasă super drăguț! Nu trebuie să depășesc conturul. O să fac cornul multicolor. Arată bine! O să adaug și ultimele detalii. E gata! Lily, am terminat! Vă expiră timpul! Ce? Cum e posibil? Ce mă fac? O să folosesc ăsta! Voilà! Măcar ai încercat! Felicitări, Stacy! Arată super! Matthew, mai bine nu mai spun nimic! Stacy câștigă? Era evident! Da, știu! Yuhuu! Eram sigur! Tema mea e aproape gata! Desenul ăsta o să fie grozav! Serios? Vreau să-l văd! Nu! E încă în lucru! Ai răbdare! E gata! Și e frumos! Ce zici? Ce e? E un cartof? Stai puțin! Poate dacă mă plec... m-am prins! E o rățușcă! Poftim? Nu! Știam! Trebuie să mă uit mai de-aproape! Adică foarte de-aproape! E evident! E o lămâie, nu-i așa? Nu e o lămâie! Da, îmi era teamă că o să zici asta! E dificil! Ce-mi scapă? Glumești? Normal, e clar o banană! Știi ceva? Las o baltă! Scuze, scumpo, ce e? E Pikachu! Da? E nasol! Oare ce nu te-am luat? Un patru? E groaznic! Ar fi devastată! Dar cred că pot să rezolv problema! Îl pun pe Pikachu aici! Trebuie să ascut creionul ăsta. Și mi-am amintit că trebuie să cumpăr o ascuțitoare. Mult mai bine! O să iau un alt creion și o să le leg cu un elastic din cauciuc. Fac asta și celălalt capăt. Acum o să urmez conturul imaginii. Trebuie să respect liniile. Al doilea creion o să reproducă totul pe foaie albă. E mai simplu decât desenatul cu mâna liberă. Gata! Arată bine! Nu mai am nevoie de ăsta. Acum trebuie să-l colorez. Ce zici, Ava? Wow, e perfect! Mersi, mamă! Mă pregătesc să plec la școală, nu vreau să întârzi! O zi minunată, scumpo! Să iei nota 10! Nu! Ava, stai! Stai, chestia asta e la modă? Aoleu, așa se îmbracă bunica mea! Ce mult de opțiune am! Gusturile nu se discută! Uite cum arată! Scuze! Sunt pasionată de modă! Vreau să creez o roche! Cine știe? Aș putea o purta pe podium la Paris! Wow! Îmi place proba asta! Am planuri mari! Eu nu știu ce să fac! Dar n-am timp de pierdut! Da! Arată bine! O să schimb definitiv lumea modei!
E îngrozitor! Nici măcar nu știu de ce arată așa! Nu e bine deloc! Oh, elegant! Trebuie să mă transpun în rol! Hei, ai grijă! Trebuie să gândesc ca o roche! Să fiu una cu rochea! Oare? Cred că am o idee! Merită să încerc! Poți lipsește ceva, dar ce? Știu! Mă întorc imediat! O carafă plină cu suc de mere! E fix ce-mi trebuie! O să desfac șervețelul! Apoi o să încep să pliez partea de sus! Vreau să obțin pliuri! O să le suprapun una peste alta! Ar trebui să semene cu un evantai! Acum îl pot lipi peste desen! Am nevoie de lipici! E suficient! Apoi o să-l apăs bine! E foarte ușor! Super elegant, super chic! Dar e cam simplă! Vreau să fie impresionantă! Am nevoie de o pensulă! O să-i fac niște buline! Bulinele arată mereu bine! O să folosesc vopsea de culori diferite! Rochea asta va atrage toate privirile! O să-i fac buline doar pe jumătate! Va fi ceva unic! Wow! Îmi place! E frumoasă foc! Abia aștept să-i arăt directoarei! Mi s-a făcut foame tot căutând o idee! Wow! Ce desen drăguț a făcut Ani! Ce mă fac? Stai așa, un bol cu fructe zemoase! Vreau și eu! De-l încoace! E crima perfectă! Ce bine arată! Abia aștept să le mănânc! Îmi dai și mie una? Nu cred, sunt ale mele! Ce rai ești? Nu contează! Ups, mi-a căzut din gură! Trebuie să fac curat! Ha, karma! Stai așa, mi-a venit o idee! Știu ce pot face! Rochea asta va arăta delicios! O să aranjez smeura așa! Apoi o să adaug afinele! Ce idee bună! Mama natură ar fi mândră de mine! Bine că nu le-am mâncat pe toate! Trebuie să am destule ca să creez o roche lungă! Trebuie să mai adaug câteva afine! Wow! E superbă! E perfectă pentru podium! Doamna directoare! Ah, ați terminat deja? Sper să vă placă! Ce roche apetisantă! Sunt de acord! V-ar sta bine îmbrăcat așa! Încerc să mă flatez? Ambele rochii sunt excelente, deci ați câștigat amândouă! Felicitări! Super! Bate palma! Ani? Unde e? Ah, eram sigură! Există o explicație! Poftă bună! Dar nu m-a părut doamnei directoare! Madison, ia uite! Sper că-ți plac acadelele, dar unde-i cea adevărată? Aici era! Șmecheră faza, nu? Wow! Fascinant! Ești pregătită pentru lecția de azi? O să fie una reușită! Abia aștept! Ăsta-i primul cuvânt! Vreau să-l scrii și tu! Haide! E ușor! Așa, concentrează-te! Și-am terminat! Ce ziceți? Ce-i aia? Hai să încercăm iar! Încearcă să scrii litera R! Imediat! Sigur pot să fac asta! Așa te vreau! Cum e? Știam că meseria de profesor nu e pentru mine! Stai! Acel suport de haine amplasat convenabil mi-a dat o idee! Situația se va schimba total! Mai întâi o să scriu litera R și apoi o să colorez! Acum o să desenez o floare drăguță, apoi o față! Și corpul! Arată bine, dar are nevoie de un pic de culoare! Ora de desen e mai tare ca cea de ortografie! Ar trebui să fac asta mai des! Acum îmi trebuie niște picături de ploaie! Crezi că pot să desenez conturul hainei? Wow! Da! O să încerc! E mult mai simplu! Wow! E incredibil! Vedeți? Bravo! Știam eu că vei reuși! Desenul ăsta e pentru tine! Doar atât poți? Ha? Stai! Să vezi cum o să te doară, Jared! E timpul pentru lecția de azi, elevi! Încetați cu prostiile chiar acum!
Începem? Azi vreau să faceți o pictură! Oh, palpitant! Plictisitor! Ce face Madison? Nu-mi vine nicio idee! Pe bune, arta e inutilă! Presupun că trebuie să fac ceva! Sunt atât de multe vopsele din care pot să aleg! Ah, e super frustrant! Stai puțin! Ai terminat deja? Hai, de gândește! Știu! Pot să-mi folosesc lanțul! Am pictat o pânză cu vopsea albă. O să aranjez lanțurile în diferite poziții și unghiuri. Apoi voi picura vopsea colorată pe hârtie. O să alternez culorile pe margini. O să trag lanțurile prin inelul ăsta de metal. O să miște vopseaua și o să creeze un model unic. Știu, e super! Puteți aplauda acum! Ce tot vorbești acolo? Wow, ce tare! Dar, unicornul meu e mai frumos! Se știe, da? Jared, folosirea culorilor, emoția! Știam că se ascunde un artist genial acolo! E ok, Madison! Astea sunt notele voastre. Cred că sunt corecte. Bravo, Jared! Bravo! Dar, eu sunt cea talentată! Nu și acum! Multă dragoste, profule, multă dragoste! De ce durează atât? Haide, grăbește-te! Nu poți să aștept aici toată ziua! Faceți loc! Ups, e un zid aici! Mă gâdilă! Ador cabinetul dentistului! Jared, fă liniște! Ce ai zis? Încetează! Putem să venim aici în fiecare săptămână? Jared, nu face asta! Ce e asta? E atât de moale și pufoasă! E ca și cum te-ar îmbrățișa un ursuleț! Da! Arată-le ce poți! Unde te grăbești, tinere? Ia loc! Gata cu nezbâtile, ai înțeles? Hai să desenăm ceva! Îmi place să desenez! Privește, scumpule! Wow! Mai întâi desenez linii mici pe foaie. Folosesc culori diferite și le aranjez într-un cerc. Acum o să fac un punct negru deasupra fiecarei linii. Apoi folosesc un pix mai subțire și desenez linii mai mici. Arată ca un grup de oameni! O să-i fac să se țină de mână! Pot să fac niște umbre cu un creion! Dacă întind puțin creionul, obțin un efect mai bun! Ce zici? Arată bine, nu? Wow, ce cool e! Acum e rândul tău, scumpule! Scuze pentru așteptare! Acolo erai! Intră! Poți să aștepți... Nu mai contează, trebuie să mă duc! Haide, scumpo! Încetinește, tată! Dar competiția! Trebuie să iasă perfect! Ești foarte talentată, scumpo, dar haide! Trebuie să mergem! Timpul trece! Nu mă presa! Tată, stai! Aoleu! Nu, fetița mea! E ok, tati e aici! Nu e ok! Desenul meu e distrus! Uită-te la el! Da, arată groaznic! Păi și competiția? Cât e ceasul? Vai! Gândește! Trebuie să existe o soluție! Știu! Te salvează, tata! O să fac un desen cu două carioci. O să fie ca o imagine în oglindă. Habar n-aveam că pot să fac asta! Gata! Am terminat! E reușit, nu? Wow! Îl ador, tată! Acum intră acolo! Sunt în spatele tău! Sunt aici, sunt aici! Wow! Nu-mi vine să cred! Știam eu că vei reuși, scumpo! Și totul grație talentului meu incredibil! E timpul să creez o nouă capodoperă! Cred că ajunge vopseaua! Acum o să întind! Bună, scumpule! Ce duș grozav! Trebuie să-mi usuc părul! Nimic nu se compară cu vântul care îmi flutură prin păr! Sha-la-la-la-la! Mamă, ai grijă! Poate încerc un look nou! Hei, ai grijă! Îmi place șapca aia! Arată bine!
face asta? Îți dai seama ce ai făcut? Acum e mult mai bine. E numai vina ta! Ce mă fac acum? Oh, scumpule, pare rău. Nu mi-am dat seama. Stai liniștit, o să remediez situația. Cred că am o idee. Ia uite! O să torn vopsea acrilică pe o pânză. O torn într-un cerc și folosesc culori diferite. Apoi o să o întind cu uscătorul de păr. Așa o să obțin un model în valuri. Vopseaua o să se amestece și o să creeze ceva special. Mamă, arată incredibil! Știu, dragule, dar nu aș fi reușit fără uscătorul de păr. Wow, ce treabă isteață! M-ai inspirat! O să pictez ceva. Așa te vreau. Ce faci, mamă? Am nevoie de ăsta. Bine, se pare că o să-mi stea rău părul azi. N-ar trebui să dureze prea mult să se coacă tortul ăsta. Cred că trebuie să fac curat. Mamă, mamă, uite! Ar trebui să mergem într-o vacanță. Uite ce nisipuri aurii! Ce zici? Mi-ar prinde bine o vacanță, dar trebuie să verific ceva. Nu prea am bani. Sunt zborurile, cazarea... Nu se poate, Jared. Nu e corect! E ok, o să-mi imaginez că sunt pe o insulă tropicală. Îmi pare rău, scumpule. Am ceva pentru tine. Poate să te înveselească. Ia uite, e o scoică de la plajă. Stai, e frumoasă. Dar nu o să mă cumperi cu o scoică. Credeam că o să meargă. Acum ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție. Stai așa. Poate e bună folia asta de aluminiu. O să pun vopsea pe o pânză și o să mototolesc folia. O să tapotez folia pe vopsea. Așa o să se combine culorile și o să obțin un efect texturat. Acum pot să mai adaug câteva detalii, cum ar fi scoicile astea. E ca și cum ai fi la plajă. Aproape că se aud valurile cum se sparg de țărm. Jared, ia uite! E un peisaj liniștit, nu? Wow, mă face să vreau să mă bronzez! E super, mamă! Dar nu e o vacanță, nu-i așa? Stai, am o altă idee! Îi pun un anunț de vânzare și acum așteptăm! Aha, un client naiv, adică dornic! Ce s-a întâmplat? Suntem bogați! Adică putem... Vai, e cea mai tare zi! Tu ești cea mai tare, mamă! Așteaptă-mă! Trebuie să te apuci de pictură când ne întoarcem acasă. Deja plănuiesc următoarea noastră vacanță. Abia aștept ora asta. Eu nu, azi dăm test. Îmi plac testele, mai ales cele la desen. Oh, ce entuziasmată e Claire. O să fac un autoportret. Mai întâi o să fac conturul și apoi o să-l colorez. O să trasez liniile în unghiuri diferite ca să obțin un păr texturat. O să arate super! Culoarea asta e perfectă pentru piele. Apoi o să fac detaliile hainelor. O să folosesc un marker alb pentru a colora ochii. Arată mai bine așa. Mă desenezi și pe mine? Sigur că da! Nu te mișca! O să urmez aceleași etape. Părul mi-a ieșit super! Acum trebuie să-l colorez. Sigur o să-ți placă, Leo. O să ți se pară că te uiți în oglindă. O să-ți fac haine colorate. Îmi place mult cum arată. E aproape gata. Poftim! Wow, e genial! Sunt ale noastre! Lasă-ne-n pace! Ce faci? Nu! Îl rupi! Ce ai făcut? Ce se întâmplă? Scuze! M-ai speriat! E o provocare artistică! Ok! Stă bine îmbrăcat așa, Claire! Ce ruș frumos ai! Aș putea privi toată ziua! Te simți bine? Vrei să facem ceva simetric? Vreau să o impresionez pe Claire! Ce zici de transformarea asta? Arăși ciudat! Am o idee! Ce tare!
Mi-a venit o idee genială! Am nevoie de o farfecă. O să pliez o foaie de hârtie. Apoi o să decupez o secțiune din ea. O să împăturesc hârtia la loc și o să desenez ceva. O să desenez un monstru albastru. Dar vreau să desenez și pe partea împăturită. Acum o să desfac hârtia și o să desenez în spațiul alb rămas. O să desenez o față de om. Apoi corpul. O să adaug și câteva detalii. Așa! Acum urmează partea distractivă. Acum o să-i fac creierul. Vreau să pară că e elastic. Evident, am nevoie de o carioca albastră. Apoi de una de culoare pielii. Corona o să fac galbenă. Arată super! Trebuie să colorez și ultimele elemente. Și am terminat! Dacă pliez hârtia, apare un desen normal. Dar ascunde o surpriză. Ok, e rândul meu! O să-mi împăturesc hârtia și o să desenez o inimioară. Apoi o să colorez cu o cariocă roșie, evident. Nu trebuie să depășesc conturul. Ce mănuși mătăsoase. Iar acum pot desface hârtia. Înăuntru am schițat un cuplu drăguț care se sărută. Îmi place să-mi imaginez că e clar și cu mine. O să acopăr desenul în creion cu o cariocă neagră. Trebuie doar să urmez conturul. Apoi o să-l colorez. Fetei o să-i fac părul negru, ca să semene cu Claire. Sper că o să se prindă. Vreau să iasă perfect. O să fie ca o scrisoare de dragoste. Seamănă perfect cu noi. Uite ce fericiți suntem. Sunt un tip super romantic. Să nu uit de inimioara asta. Am terminat. E adorabil. Cum e și Claire. Simt fluturi în stomac când mă gândesc la ea. Uite ce-am desenat, Claire. Cred că-mi vine să vomit. Poate la un moment dat facem și noi asta? Uite ce-am desenat eu! Ah, ce drăguț! Ah, oprește-te! Iu, l-a închis! Ah! Pot să fac asta toată ziua! Vezi? Una și mâna râde! Ok, ajunge! De ce? De ce ai face asta? Hai, trebuie să câștig! Stai! Uite! Am câștigat! Serios? Nu ți se pare corect? Uite, Claire, cred că se îndrăgostesc! Ce frumos! Oribil! Stai, se întâmplă ceva! L-a părăsit! Oh, o floare gratuită! Miroase super, ca o pajiște estivală! Asta e următoarea provocare? Claire, să fac cadou! Ia-o din fața mea! Nu-ți plac florile? Doar pe morminte! Acum mă pot apuca de desenat? Mă iubește... Nu mă iubește. Mă iubește. Nu mă iubește. Poți vorbi mai încet? Cred că o să încep cu o inimioară. Apoi o să desenez în ea câteva triunghiuri. Și apoi o să fac o buclă în partea de jos a inimioarei. S-a transformat într-un trandafir. Acum o să desenez frunzele. Și la final, tulpina. O să fac umbre cu un creion. Dar trandafirul ăsta o să fie roșu sau roz. O să fie negru, cea mai frumoasă culoare. O să apăs mai tare pe creion când colorez petalele exterioare, ca să iasă mai întunecate. Nu mă iubește! Stai! Mă iubește! E un semn de la univers! Trebuie să fim împreună! Wow, mi-a venit o idee! Mă întorc imediat! Mă iubește! Nu mă iubește! Mă iubește! Am nevoie de trandafirul ăsta! Iubirea noastră depinde de el! Wow, ia-l, frate! E fix ce-mi trebuie! Și ăștia-mi trebuie mie! Iuhu! Ok, relaxează-te! Claire? Ce mai vrei? Ăsta e pentru tine! Vreau să-l văd! E drăguț! Îi place! Delicios! Nu mai am nevoie de asta! Ok! Vrei să ne vezi desenele? Uite! E negru! Ca inima mea! Eu n-am desenat nimic! E cât se poate de corect! Nu-mi pasă! Sărută-mă, Claire! Nu te lași pe gubaș, văd! Dispar de aici! Oh, ce rea ești! Haide și fă liniște! Nu cred că ar trebui să facem asta! E prea târziu acum! Ești pregătită? Wow! Ciocolată! Ok, urmează-mă! Pășește unde pășesc și eu! Aoleu! Șt! Ești ok? A zis că trebuie să urmez. Opa! Noroc că am căzut pe mână. Puteam să mă rănesc.
Nu mai contează, avem ciocolata. Ha? Aia nu e ciocolată? Nu cred, e un desen. Oh, nu se poate, e reală. Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Uite, instrumente de pictură. Cred că trebuie să ne apucăm de desenat. Ok, prima provocare. Oare ce-o fi? Vai, ce cățeluș drăguț! Putem să-l păstrăm? Ok, pot să fac. Am văzut că artiștii fac așa. Habar n-am de ce, dar arată bine. E destul de mic pentru un cățeluș. Stai, știu ce trebuie să fac. Ha? Am și eu o mână, ce mare lucru. Ah, m-am prins, e simplu. O să-mi conturez mâna. Ce faci? Măcar e fericită. O să-mi pun mâna pe foaie, uite așa. Apoi o să desenez în jurul ei. Acum să o fac să arate ca un câine. Niște blană, niște ochișori drăguți și un nas. O să adaug un strop de culoare acum. Iese bine! Nu trebuie să depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, e adorabil. Sunt mândră de el. O să-l numesc Norocel. E chiar reușit. Adică îmi place al meu, dar... Wow, măcar ai încercat. Cine a câștigat? Da! Uite, se întâmplă ceva. Biscuiți, par delicioși. Ăsta are formă de os, genial. Îmi place tematica asta canină. Abia aștept să-l gust. Stai așa, biscuiți, os, câine. Oh, oprește-te, nu-s pentru tine. Ce gust bun au. Am nevoie de rețeta asta. Oh, ce bine era dacă nu făceai asta. Care-i faza? Biscuiții ăștia sunt pentru cățeluși. Nu puteai să-mi zici asta? Ai meritat-o! Hei, vino aici, băiete! Avem bunătăți! Haide! Vai, cine-i cel mai bun băiat? Tu ești, da, tu ești! Cred că ți-e foame după ce ai stat atât la poze? Ești un cățel așa isteț! Uite, sunt pentru tine! Ok, locul ăsta pare important! Da? Copaci, natura, chestii de genul ăsta! Să înceapă trecerea! Clar! Nu știu. Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu! Mă rog, fie! Atunci o să stau aici. Ce-aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu o vadă David. Eu am văzut-o prima. Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări. Câteva cercuri scusite fac minuni. Trebuie doar să știi unde să adaugi liniile. Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență. Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă. Poate și niște verde. Ce nuanță liniștitoare. Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea. Mereu e cel mai bine să pornești de la margine. Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat. Doar câteva retușuri. Și așa se face, prieteni. O adevărată capodoperă. Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit. Ce-i aia? Avem nevoie de o mână de ajutor. Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie. Eh, asta și câteva puncte și linii plasate strategic. Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuș o să prindă contur. Ramurile astea o să ne ajute. Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe. Un pic de verdeață? Cred că e liniștitoare. Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Eh, dacă vrei să înveți creația, nu-i rea deloc! Oh! Se pare că ambele sunt grozave! Întrebăm profesorul. Serios? Sper că e ok! Se pare că a țipit! Hei! Oh, ați terminat, a?
Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute. Bine! Sigur îmi mai încape o carioca nas! Ups! În lecția de azi trebuie să desenați o pasăre drăguță! Wow, serios? Îmi place ora de desen! O să fie distractiv! O să încep cu conturul! Până acum e bine! Acum ochii și aripile! Acum o să colorez! Vreau culori intense! Wow, arată super! Aș desena non-stop! Movul ăsta e perfect pentru aripă! O să-i fac picioarele galbene! O să arate super! Nu trebuie să depășesc conturul! O să-i fac și ciocul galben! Vreau să-l colorez complet! Trunchiul o să-l fac roz! Seamănă cu cineva! Asta e ora mea preferată! Gata! Am terminat! Nu e ușor deloc! Stai, știu! Am nevoie de o riglă! O să fac o linie dreaptă! Sper să meargă! O să arate super diferit! O să fac niște puncte aici! Apoi o să adaug un plus de culoare! Mi-am împărțit pasărea în secțiuni! O să colorez fiecare parte separat! Am desenat și niște clapete în jur! O să le folosesc mai târziu! Am o presimțire bună! O să-i uimesc pe toți! Aproape am terminat corpul! Apoi o să colorez ciocul! Nu mă grăbesc! Nu vreau să-l stric! M-am chinuit prea mult să-l fac! Ha! Par albastru! Ce tare! O să-i fac și aripa cu aceeași culoare! E aproape gata! O să o decupez! Trebuie să o pliez pe liniile punctate! E mult mai ușor așa! Trebuie doar să fiu atent la linii și apoi să pliez hârtia! Clapetele îi dau un efect 3D! O să le prind cu lipici! E puțin mai complicat, dar merită din plin! Asta e ultima! Uite ce a ieșit! Cum ți se pare? Sper să-ți placă! Ce frumoasă e! Bravo! Stai să vezi pe asta! Oh, wow! Ce creativ ești, Leo! Stai! Mă urmărește cu privirea! E cu ochii pe mine! Ce dubios! Nu clipește! Vai de mine! Cred că mi se pare! Nu e doar una! Sunt peste tot! Nu am scăpare! M-au înconjurat! Ce se întâmplă? Nu mă simt prea bine! Văd păsări peste tot! Deci, vă plac? Da! Eram sigur! Ia-o, acadea! Ceva bun, mersi! Am dat lovitura! Vreau și eu o acadea! Lexi, nu fi tristă! Ți-o dau ție! Ce drăguț! Ce frumos din partea ta, Leo! E delicioasă! Wow! Îmi place canalul ăsta! E preferatul meu! Ce amuzantă e Tina! Ups! Ai grijă! Nu trebuia să faci asta! Hai că e amuzant! Hei! Voiam să-ți arăt ceva! Găina mea! E drăguță, nu-i așa? Îți place chestia aia? Da! De ce? Eu prefer papiturile! Sunt mult mai distractive! Papiturile? Nu mai sunt la modă! Acum se poartă găinile! Nu! Papiturile sunt geniale și găina ta are un păr oribil! Nu cred că ai făcut asta! Aș mai face o dată! Găina mea are un păr superb! Se poartă cotițele! Nu cred! Stai! Așa deci! Și eu pot face asta! Ce elegantă mă simt! Nu-ți stă bine cu nuanța asta! Nu vă mai certați! Ups! Scuze! Încercați să vă relaxați! Asta e proba următoare! Gângănii scârboase! Ok, sigur ne descurcăm! Wow! Astea de unde au apărut? Uite ce de chestii! Sigur putem face ceva interesant cu ele! Stai, trebuie să le împărțim? Eu l-am văzut prima, e al meu! Ia mâna! O să mă apuc de treabă! Am un plan! Mai întâi o să desenez un fluture! Wow! Uneori mă impresionez singură! Acum o să-l decupez! Am nevoie de bucățile rămase! O să le dau la o parte! Ce idee bună! O să folosesc lingura asta! O să-i rup mânerul! Apoi o să adaug lipici fierbinte pe aripă! O să lipesc lingura deasupra! O să continui de jur împrejur! Ce bine că am cumpărat punga aia mare cu linguri de unică folosință! Acum o să pun lipici pe cap și pe corp! Cred că ajunge!
Acum o să-l întind cu o pensulă. Să nu uit de antene. O să-l întind pe tot corpul. Acum am nevoie de sclipici. O să-l presar peste lipici. Wow! Ce culoare frumoasă! O să pun lipici și peste linguri. Nu am nevoie decât de un strat subțire. Vreau să acopăr toate lingurile. Apoi o să mai presar niște sclipici. Folosesc altă culoare. Trebuie să mă mișc rapid ca să nu se întărească lipiciul. Pe lingurile exterioare o să pun sclipici mop. Gata! O să scutur sclipiciul în exces. Ce colorat e! Ce bine arată! Mă poți invidia, să știi! E rândul tău! Ok, relaxează-te! Sigur pot face ceva mai interesant. O să desenez un cerc pe o bucată de carton. Apoi o să-l decupez. Hei, Meg! Meme! Ce prostie, dar e amuzant! O să fac găuri în cerc. Am nevoie de 8 găuri. O să fac 4 pe fiecare parte. Fix așa! Apoi o să bag un colier de plastic printr-o gaură. O să-l leg, dar vreau să-l las mai larg. E perfect! Apoi o să torn lipici peste carton. O să-l întind cu o pensulă. Vreau să-l acopăr până la margine. Apoi o să torn sclipici deasupra. Folosesc un sclipici mov închis. E perfect pentru proiectul meu. Apoi o să-i adaug 2 ochi adezivi. O să scutur sclipiciul în exces. Am terminat! Am făcut un păianj drăguț. Are și propria pânză. Atenție, s-a pus în mișcare. Ai mai văzut vreodată un păianj așa adorabil? Încotro se duce. Aaaa! A, ce enervantă ești! Glumeam. Stai, un păianj! Aaaa! Umoară-l! Vai, ce sperietură! Aaaa, îl cunosc. Serios? Ești prietenă cu un păianj? Hai să vă jurizez. Arătați-mi lucrările. E egalitate! Felicitări! V-ați descurcat de minune! M-am emoționat! Super! Iar am câștigat! Amândouă am câștigat! Ce urmează? Ce crezi că e? Îmi pare rău că am întrebat! Uite! Un fluturaș drăguț! Wow! Ce moment magic! Era bună o pânză de păianjen! O să se întâmple ceva! Mona, prinde fluturele! A pățit ceva? Sper că da! Deci trebuie să desenăm un fluture? Abia aștept! Oprește-te! Hai să începem! Cred că aia e hârtia mea! Ok! Hai, dă-o încoace! Poftim? N-avem voie să facem schimb? Ascultă mâna! Nu vrem să o supărăm! Am o idee! Eu am un șablon în formă de fluture! Dacă spui tu, am nevoie de o cretă! O să mărunțesc cu un cutter! Și o să amestec mai multe culori! O să acopăr toată pagina. Mai întâi o să trasez forma generală. Știu că e cam colorat, dar o să se transforme în curând. Asta e ultima culoare de care am nevoie. Acum o să murdăresc degetul. O să apăs praful de cretă pe foaie și o să creez un fluture. Apoi o să pun șablonul deasupra. Arată bine! Chiar credeai că de data asta n-o să folosesc culoarea neagră? O să mănunțesc creta peste șablon. O să acopăr toată pagina. Apoi o să o întind cu degetul. O să obțin un efect super. O să insist în jurul șablonului. O să-l țin pe loc cu cealaltă mână. Nu vreau să-l strig la final. Acum pot da șablonul la o parte, dar n-am terminat încă. O să desenez ceva înăuntrul fluturelui. Un peisaj idilic. E rândul meu. O să pun șablonul pe hârtie. Și apoi o să trasez linii cu creta. O să lucrez pe secțiuni. Apoi o să schimb culorile. O să fac la fel de jur împrejur. O să arate super! O să insist cu creta ca să obțin culori intense. Și o să țin bine șablonul. Dacă mi-alunecă, mi-am distrus desenul. Acum pot da șablonul la o parte. Uite-l! Zboară! O să-l pun aici. Acum o să fac o linie punctată în spațiul rămas gol. Va simboliza traseul fluturelui. E super colorat, fix ca un fluture. Asta e desenul meu. Să nu cumva să nu-ți placă! Uite, Claire! Suntem la egalitate! Am câștigat amândoi! Ce fericit sunt! Wow, ce tare! Plecați de aici! O să vă alung cu dansul meu! Oh, ce bine te miști, Claire! Trebuie să fiți hidratate! Mă gândeam să fac o coafură nouă. Ai vreo idee? De ce mă întrebi pe mine? Vopsește-te brunetă! Știi, mă gândeam că tu ar trebui să te faci blondă. Da, nu o să se întâmple asta. Ne dați ceva de făcut? Ah, da, stați să mă gândesc. Ah, știu! Ce ziceți de o vrajă mică? Buburuzele sunt mereu drăguțe. Du-te!
Wow! Ia uite! Ce cool! Mă simt ca o prințesă din desene! Wow! Mulțumesc! Așa, ce să-ți dau ție, Mindy? Am exact ce-ți trebuie! Cred că o să-ți placă! Stai! Nu așa repede! Nu te apropia! Pe bune! Fă-te comod! Poftim? Ce se întâmplă? Ok, nu s-a mai întâmplat asta până acum! Ups! Sunt colorată! Nu, nu-mi place asta! Pleacă de aici! Oh, ador flutărașii! Mă fac fericită! Iu, a fost cât pe ce? Tot nu am nimic! Stai puțin, poate folosesc buburuza! Nu fi speriată! Poți să stai acolo! Așa, stai la poză! M-ai inspirat! Mai întâi desenez un triunghi, apoi adaug niște linii. Acum o să desenez un cerc în jurul lui, apoi un cap și antene. Orice buburuz are nevoie de buline, o să colorez bulinele cu cerneală neagră. Perfect! Apoi e timpul pentru un pic de roșu. O să colorez pe lângă buline. Nu vreau să stric nimic acum. Roșul ăsta e atât de intens! O să colorez interiorul cu galben. Și gata! Buburuza mea! Arată grozav! Ce ziceți? Cred că m-am descurcat! Wow! Zici că se uită într-o oglindă! Ești foarte talentată, Mindy! Sunt impresionată! Cred că o să fim prieteni buni! Ashley? Hei! Huh? Ce e? Ah, o clipă! O să desenez o inimioară și apoi o linie care iese din ea! Astea o să fie aripile! Un pic de roșu și e gata! Uitați! E frumos, nu-i așa? Oh, wow! Bravo, Ashley! Sunt norocoasă că v-am în clasa mea! Îmi place buburuza ta! Ne dă provocarea sau ce? Aha! Oh, gadget, ați înțeles? Un gadget, a? Ah, nu trebuie să-mi spui de două ori! Știu ce-mi trebuie! Ah, uite-l! E atât de drăgălaș, nu-i așa? Dar pot să fac câteva modificări! E bine! Acum să trecem la treabă, ok? Și start! Da, am înțeles! Asta e ceea ce cred eu că e? Da, e grozav, știu! Acum desenează, micuțule! Dar pentru că orice artist are nevoie de puțină inspirație, uite-o pe a ta! Crezi că te descurci să faci o pisicuță? Nicio problemă! Te poți baza mereu pe chestia asta să facă un cerc perfect! Recunoști deja desenul? Lasă-l o clipă! Acuși termină! Uite ce linii perfecte! Ce naiba? Nu sunt de acord! Poți să creezi roboții arta adevărată? Așa se pare! Uși! Pare să fie gata! Și în mod evident a ieșit perfect! Vezi? E, și eu pot să joc jocul ăsta! Am nevoie de formele potrivite! Să vedem! Doar le asamblez nițel și gata! Doar o bucată de plastic și o poză de pe telefon! Și, pac! Pot să o trasezi! Super inventivă faza, nu-i așa? Să fii ingenios dă mereu roade! Aproape am terminat! Este foarte drăguț! Cred! Penibil! Deci, cine a câștigat? Din motive evidente, Naomi! Nu se poate! Se pare că soluția e să fii creativ! Robot idiot! Locul tău e la gunoi! Ai auzit? Nu, tu ești gunoiul. Poftim? Ai desenat ceva pentru mine? Ar trebui să fie amuzant. Tehnologia m-a trădat astăzi.
În regulă, trebuie doar să mai fac câteva linii aici. Și gata! Arată extraordinar! Sigur o să păcălesc pe cineva cu desenul ăsta? Ce zi frumoasă! Mă bucur că am ieșit la plimba. Cum e posibil? E doar un desen. Wow! Ce naiba, desenul meu ne-a adus aici! Hei, salut! Bun venit! Wow! Ce faci acolo mai exact? Ah, corect! Acum am două eleve! Primul desen! Vreau să desenați un inorog! În regulă? Hai, treceți la treabă! Câh, abia folosi periuța asta de dinți! Oh, nu, oh, nu, oh, nu! Asta e ce cred eu că e! Câh, ia-le de aici! Nu mi-o da mie! Ah, stai! Mi-a venit o idee! O să mă apuc de desenat inorogul ăla! O să încep cu niște culori intense, evident! Curcubeiele sunt perfecte pentru inorogi! Acum voi folosi periuța asta de dinți ca să fac un model de coamă de cal! Ok, eu n-am nevoie de o periuță de dinți pentru a-mi plănui desenul! O să folosesc un marker! Ok, am făcut urechile! Cornul! Are nevoie și de ochi, evident! Ah? Arată-mi cum merge treaba! Of, da, arată într-un mare fel! Nu, nu mă pricep deloc la desenat inorogi! Nasol! Eh, eu o să-mi continui desenul! Ah, știu! E timpul pentru bagheta magică! Voila! A apărut și restul inorogului! Oh, chiar îmi place cum a ieșit! Bravo mie! Oh, ce drăguț a ieșit al tău! Da, dar hei, avem timp să-ți reparăm și ție desenul? Am o idee! O să-ți apăs foaia peste a mea! Uite, vezi? Acum ai obținut o copie! Hei, domnișoară! Cred că ne-am terminat desenele! Wow, fetelor! Ce bine au ieșit! Sunt extrem de impresionată de amândouă! Da, am reușit! Și am primit amândouă câte un premiu! Noroc! Hei, hei! Vezi și tu asta? Vai de mine! Ce dinți lungi are! Oh, nu! Se mărește și mai mult! Nu vă speriați! Nu vă poate face nimic! Ah, ce bine! Dar e un indiciu pentru următoarea voastră provocare artistică! Ok, avem numărul 5 pe foile de hârtie! Cred că știu ce pot face din ea! Trebuie să încep să desenez câteva linii în plus! În spate fac niște zigzaguri! Evident, un ochi! Și să nu uit de dinți! Dinozaurii au și ei nevoie de brațe și picioare! Trebuie să meargă! Ok, acum trebuie să-l colorez! Vreau să fie înspăimântător! Mai am puțin de colorat și gata! Da! Arată super! De data asta stai cu ochii pe hârtia ta! Hei! Oh, hai, lasă-mă să arunc măcar un ochi! Hei, stai puțin! Creioane! Astea sigur o să mă ajute să-mi rezolv problema! Ok, trebuie să strâng puțin aici! Poate o să mai ajustez puțin creionul ăsta! Am dat câte o formă radierelor din vârful creioanelor! Asta are o formă de inimioară și asta de steluță! Ok, o să întorc asta pe dos ca să trec la treabă! Ok, o să-mi folosesc chiar markerul! Trebuie să desenez o formă ca de ou! Apoi voi folosi radierele! O să le înmoi în culoare! Și acum o să le apăs pe foaie! Gata! Opriți-vă! Vreau să vă văd desenele, vă rog! Uitați ce-am desenat eu, domnișoară! Sper să vă placă! Și ăsta e al meu! Dar încă n-a ieșit din nou! Poftim? Nu știu dacă se pune! Oh, dar al tău arată super! Ai câștigat! Eu? Serios? Super! Mulțumesc foarte mult! Ce mult îmi plac chipsurile astea! Dar sunt și mai bune când le împarți cu prietenii! În plus, oul tău mi s-a părut foarte simpatic! Mulțumesc! Ce naiba face acum? Nu înțeleg deloc! Ce face cu prosoapele astea? Bună! Da, tot aici suntem! Ai uitat de noi? Da, bine! Poftim! Faceți un flamingo! Ah, un flamingo! Ok, o să fie distractiv! O să folosesc metoda mea preferată! O să-mi conturez palma! Ok, bun! Acum o să învârt foaia! Pasărea asta are sigur nevoie de cap și de un cioc mare! Ok, am desenat ochiul! Acum o să fac aripile! Și să nu uit de picioarele lungi, apoi o să-l colorez! Dacă fac un flamingo, atunci am nevoie de roz! O să fie drăguț foc când termin, sunt sigură! Îl colorez în continuare! Îl colorez în continuare! Mai am puțin și e gata! Ia să vedem! Trebuie să mă asigur că aleg scara corectă! Ah, o să mă las dusă de val! Te-ai prins? Ok, arată cam așa, cred! Ok, sigur, e un flamingo, să zicem! Fiu, chiar aveam nevoie de o baie răcuritoare! Ce-ați desenat? Câh, ce-i ăla? Un pui ciudat? Da, scuze, sunt de acord cu ea! Dar desenul tău arată foarte bine! Ai câștigat runda asta, felicitări! Da, am câștigat o provocare de una singură! Hai, nu fi supărată! O să împart premiul cu tine, poftim! Mersi! Chiar mă ajută să mă simt mai bine!
Un trandafir, oricum îi spui, exhală același scump parfum. În regulă, da, trebuie să desenăm flori. Oh, nu, mi s-au întărit culorile. La naiba, ce mă fac acum? Am nevoie de culori noi. Ia să vedem, cu ce culoare să încep? Roz, evident. Nu, nu pot împrumuta, am nevoie de ea. Te rog, culorile mele s-au întărit complet. Am spus nu, trebuie să găsești singur o soluție. Așa, cum vreau să-mi desenez trandafirul? Vreau să fie frumos. Ok, da, cred că o să iasă perfect. Oh, nu-mi vine să cred că nu vrea să-mi dea și mie cariocile ei. Ce rea e! M-am enervat îngrozitor, trebuie să respir. Wow, m-a cam luat amețeala. Ce-a pățit punga mea? Super, am murdărit-o de culoare. Pus-o scuturi de vopsea. Așa. Ce n-ai? Aplică vopseaua doar pe foaie, te rog. Folosește punga pentru a aplica culoarea. Ok, m-am prins. O să apăs punga așa cum mi-a spus. Am făcut unul. Să mai fac unul aici? Nu cred! Ies extraordinar! N-aș fi crezut! Ia să vedem! Ce-aș mai putea face? Știu! Unde pleacă? Ah, nu contează, poate face ce vrea. O să împrumut asta. Bac! Da, ok, am luat pensula. Acum pot să-mi termin pictura. Nu pot desena trandafir fără a le face și niște frunze drăguțe. A expirat timpul? Arătați-mi, vă rog, ce trandafiri ați făcut. Ok, sunt gata, eu am desenat asta. Nu e așa că e frumos foc? Păi, frumusețea e în ochii privitorului, dar nu, nu e. În schimb, trandafirul ei e frumos. Arată extraordinar. Da, și de aceea a câștigat runda asta. Da, am mai câștigat o rundă? Nu vine să cred. Oh, bomboane, preferatele mele. Uite, da, felicitări. Oh, domnule Motan, ești preferatul meu, da. Ah, corect, provocarea. Păi, desenați-l pe domnul Motan. Ok, îmi place să desenez pisici. Îmi plac pisicile în general. O să iasă super. Ce faci acolo? Scrie cuvântul pisică? Poftim? Incredibil. O să câștig clar runda asta. Ok, o să-mi pun la treabă talentul la desenat pisici. O să încep prin a desena un cerc. Pisicile pot fi mai rotunde. Mai ales dacă motanul ăsta e gras. Ce să fac mai departe? Acum o să-mi transform cuvântul în ceva și mai bun. O să încep prin a-i desena fața. Să nu-i demustăți. Ok, capul e gata. O să-i trasez spatele și coada dintr-o singură linie. Ce drăguț e! Wow, bravo! Ia să vă văd pisicile! Voila, ăsta e motanul meu. Și ăsta e al meu. M-am luat cu altele. Păi nu poți câștiga nimic dacă nu termin desenul. Deci e clar cine e câștigătoarea. Wow, am reușit! Eu și motanul meu am câștigat încă o rândă. Da, biscuiți! Îmi plac mult biscuiții. Ok, la ultima provocare, desenați un fluture. Ok, sigur pot face un fluture, sunt sigură. Sau poate că nu. Stai, nu! Mi-a venit o idee bună. Sigur o să-mi iasă. Asta iese când te joci cu o rolă de scoci. Rimează. Ok, e ce trebuie. Acum o să mai fac un cerc aici. Nu e așa greu să trasez conturul. Dar tot nu vreau să greșesc. Așa. Ce faci acolo? Oh, m-am prins! Ce idee bună! În timp ce ea face asta, am să conturez și eu ceva. Am aici poza asta simpatică cu fluturele pe care vrea să-l desenăm. O să pun foaia asta de hârtie peste tabletă și pot copia poza fix așa. Aripile sunt gata. Acum o să fac corpul și capul. Și antenele? Acum o să colorez aripile ca să arate absolut superb. Rozul și galbenul merg foarte bine împreună. Îmi place mult! Wow! Cum ai făcut asta? Opriți-vă! Trebuie să-mi arătați desenele voastre. Ok, păi eu am făcut o omidă. Dar ea chiar a desenat un fluture? Bravo! Da, dar uite, omida mea s-a transformat în fluture. Sunt impresionată! Ați câștigat amândouă! Da, ce mă bucur când câștigăm amândouă! E genial! Uite, acum am primit gumă de mestecat și nu trebuie să o împărțim. Super, am câștigat! Nimic nu se compară cu arta. Poate fi expresivă, sensibilă și uneori ciudată. Dar indiferent ce părere ai, toți avem nevoie de un strop de culoare în viața noastră. Așa că hai să facem ravagii în materialele de pictură și să ne luăm pensulele și pixurile. E timpul pentru o provocare colorată haioasă. Oare ce-o fi? Sunt atât de entuziasmată! Deocamdată e cam dezamăgitor. Așa e, nu? Ce e cu zgomotul ăla? Surpriză? Tot nimic. Alo, așteptăm. Wow, ce cool a fost. Wow, să-l deschidem? Păi, e al meu. Hei, dă-mi-l, a fost ideea mea. Nu pune mâna. Ești atât de rău, Chris.
Oh, baloane! Nu-mi pasă! Dar sunt frumoase! Pot să încerc și eu? Nu! Te rog! E atât de distractiv! Hei! Ia uite! Mi-a venit o idee! O să fie super! Începe cu o pânză. Apoi folosește un trafalet ca să aplici vopseaua. Ai grijă să acoperi toată pânza. Acum ia un pahar de cafea și înmoaie-l în vopsea albă și presează-l pe pânză. Fii cât vrei tu de creativ! Apoi începe să adaugi culoare în interiorul cercurilor. Încearcă să adaugi culori diferite pentru un efect mai realist. Încercăm să evidențiem lumina în baloane. Arată bine! Și acum niște detalii mai fine. A ieșit uimitor! Sunt o artistă! Hei, Chris! Am și eu niște baloane! Poftim! Ești gelos? Mi-l dai mie? Hai să facem schimb! Dă-mi-l! Wow! Ha? Unde sunt baloanele? E gol! Nu-i corect! Ah, am uitat să zic că l-am folosit pe tot! Nu-i amuzant! Ok, e timpul pentru următoarea provocare! Vai, un unicorn! Sunt atât de fericit! Wow, ia-o mai ușor! Trebuie să mai ies și cu alți oameni! Ce faci, Chris? Sunt prințesa Sclipici, conducătoarea regatului Curcubeu! Sigur, e un loc neobișnuit pentru tine! Termină! Strici toată chestia asta! Hai să învârtim roata! E grozav! Fără mâini! Nicio problemă, o fac! Eu o să-mi țin mâinile la spate! Chiar e o idee bună! Credeam că o să fie mai dificil! Nu-i rău! Am terminat! Ce zici? E clar ceva... Ce știi tu despre artă? O să-ți arăt eu cum se desenează un unicorn. Stai să verific proporțiile. Oh, da, eu mereu verific proporțiile. Clar e un unicorn. Ce faci acum? Cred că am un plan. Ar trebui să-mi ușureze treaba. Începe cu o foaie cu pătrățele și începe să desenezi unicornul. Poate să pară nițel dubios acum, dar ai încredere în noi. Arată bine! După ce e gata conturul, începe să umpli zona din mijloc. E o metodă foarte bună de a desena ceva cu multe detalii. Folosind hârtia cu pătrățele, poți să proporționezi desenele și te ajută să desenezi mai ușor. E timpul să-l colorezi! De-ar fi așa de ușor coloratul! Hai să colorăm cornul cu mai multe culori! Ți-am zis că știm ce facem! Gata! Propriul meu unicorn! Ia uite! E reușit, nu-i așa? Cum l-ai făcut? Adică al meu are culori în păr? Măcar ai încercat! Știu! Simt că o să fie ceva bun de data asta! O inimioară! E atât de drăguță! Hai să vedem cine învârte roata! Sunt grozav la războiul degetelor mari! Da! Am câștigat! Am fost atât de aproape! Te rog să nu fie ceva nasol! Fără foaie? Dar cum aș putea să desenez atunci? Se pare că trebuie să găsești o metodă. Privește! O să încep prin a desena o linie pe mijloc. Și încă una. Apoi niște linii deasupra și dedesubt. Și acum marginile inimii. Creionul face un contur perfect pentru momentul în care vom folosi tuș. Când e gata forma de bază, folosește o radieră ca să ștergi contururile de pe margini. Apoi ia o carioca și urmărește conturul. Se creează un efect 3D grozav. Acum să adăugăm și niște culoare. Nu uita să respecti conturul. După ce ai terminat, fă și niște umbre în interior. Un creion obișnuit e bun pentru asta. Fă-le oriunde crezi tu că ar fi o umbră sau unde crezi că lumina ar fi diferită. E o metodă diferită de a desena o inimioară, dar arată impresionant! Gata! Ce zici? Wow! Adică e ok!
Și aș putea folosi, știu, mâinile mele. E cam banal. Trebuie să pot face ceva. Știu, o inimioară micuță. Ha? Ce zici de asta? E o inimă. Ba nu e. Scuze. Ok, acum ce zici? Las-o baltă. Știu că pot să o fac. Haideți, degetelor, nu mă dezamăgiți. Cred că știu ce să fac. Îmi trebuie o cariocă roșie. Pune un deget peste celălalt. Apoi desenează o inimioară. Apoi folosește carioca roșie ca să o colorezi. Nu-i așa de rea? Îmi place! Sau mai bine zis, o iubesc! Dar n-am terminat. Hai să facem și o față veselă. Și ne mai trebuie încă una pentru o iubire adevărată. Cât de romantic! Uite! Serios? Vai, cât de drăguț! Stai așa, am și eu o idee. Să nu-l strici. O să fie grozav. Gata, se îmbrățișează. Cred că o să plâng. Cât de drăgălași. Ce culoare să folosesc? Albastru sau verde? Uită-te la ea. Te iubesc. Ne vedem mai târziu în visele mele. Wow! Un merg! Super! Cine învârte roata? Am câștigat! Oh, eram sigură că o să câștig! Haide! Fără mâini? Iar? Eh, cred că pot să fac! Încep! Poate merge să o ajut! Gata! Hei, o faci greșit! Dar cum? În fine, o să încerc! Închide ochii! De ce te porți dubios? Fie! Noroc că am masca asta de dormit! Cum arăt? Perfect! E mai greu decât pare? Ești uimitoare! Adică te descurci uimitor! Ar trebui să o sărut! Stai! Să nu uit de asta! Faci mișto de mine! Am dat 100 de lei pe el! Ce prostie! Deși... trebuie să fiu rapid! Dispari! Cui trebuie flori scumpe când ai un marker? Creează-ți propria floare! E mult mai romantic așa! Codița și e gata! Sper să-i placă! Habar n-am ce-am desenat! Chiar e reușit! Adică e un melc! Am desenat și eu ceva... pentru mine? Ești mult mai frumoasă decât orice trandafir! Mă faci să mă rușinez, dar e atât de romantic! E grozav să te exprimi prin intermediul artei! Ai șansa să te inspiri din lumea înconjurătoare! Chiar și din emojiuri! Așa că hai să combinăm niște emojiuri și să creăm o operă de artă personalizată! O să trasez mai întâi contururile, iar acum o să completez cercul! E timpul să le colorez! Galbenul ăsta e perfect! E timpul să umplu inimioarele! Nimănui nu-i plac inimile frânte! Nu-i de mirare că emojiul plânge! Apoi o să colorez lacrimile! Oh, ce trist e! Devin sentimentală! Ochii și gura pot fi colorate cu cerneală neagră. E timpul pentru detaliile mai fine. Acest pix alb o să creeze niște umbre mai deschise. Arată bine! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nu te supăra! Ascult povestea! Ce tocilar ești! Luna, nu mai lovi pe tocilar! Să vină materialele! Wow! Sunt pentru mine? Păi și ale mele unde sunt? Wow! Uite ce de materiale pentru pictură! Glumești! Super! Nu te supăra! O să aveți nevoie de un model! Pisicuța asta drăguță e ideală! E perfectă! Oh, e adorabilă! Sunt gata să creez! Cu ce pensulă totuși? Am nevoie de ceva cu ce să desenez! Creioanele astea colorate sunt perfecte! Nu, nici gând! Pune-le la loc! O să avem o problemă! Poate că ar fi mai bine să folosesc creioane! Sunt atât de multe variante! E atât de enervant! Stai, mi-a venit o idee! Trebuie să fiu șireată!
puțin mai departe. Ha? Poartă-te normal. Acum e șansa mea. Le-am luat. Ha? Nu ești atât de deștept până la urmă. Ce-ar trebui să fac cu astea? Măcar am un pix. Mai bine trec la treabă. Mai întâi o să desenez o linie dreaptă. Apoi o să desenez un 3 mare. Uite așa! Acum o să desenez urechile pisicii și niște mustăți. La final o coadă lungă și ondulată. Hai să colorăm nițel. Arată bine! E timpul să-i facem ochii și nasul. O să o fac vărgată pe pisicuța mea. Astea o să aibă o nuanță mai închisă. Are nevoie de niște obrăjori îmbujorați. E simpatică foc, nu-i așa? A fost simplu! Hei, știi că eu am terminat, nu? Oh, nu! Nu fac față situațiilor tensionate! Trebuie să fiu rapid! Ta-da! E evident cine a câștigat! Eu jurizez! Și câștigătoarea e Luna! Da, știam eu! Ura! Hei, ce-am câștigat? Stai, ceva e diferit! Wow! Ia uite! Ia-ți mâinile de pe coada mea! Ești o pisicuță rea! Nu-i de mirare că prefer câinii! Eu vreau să ridic cloșul! Nici gând! Nu-mi vine să cred! Uite! Poftim? Nu văd nimic! Ha? Chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume! Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele! Oh, vopsea! O să fie distractiv! Ah, serios? S-au evaporat! Ce ciudat! Chris! Mi-ai furat vopselele! Evident! A intrat în bucluc! Terminați! Care-i problema unicornului? Asta e următoarea voastră probă! Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu! Nu pot să fac mare lucru cu astea! Dă-mi vopseaua! N-ai rostit cuvintele magice! Sunt, te rog! E timpul să-mi creez capodopera! Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă! Da, da, mă rog! Simt că n-o să iasă bine! Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea n-o să iasă așa de nasol până la urmă? Nu mă băga în seamă! Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică! O să mișc pensula peste puncte și o să creez un semicerc! Cele două culori arată ca o felie de pepene! Și acum restul! Mi s-a făcut foame! Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful! Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele-i cel mai bun! Ha? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult! Suntem ca Romeo și Julieta ai lumii artistice. Doar că eu sunt Julieta și tu ești Romeo al meu. Te-am avertizat să nu te mai holbezi la mine. Vrei să te trag iar de chiloți? Ah, nu mă băga în seamă. Poți să ridici tu cloșul. Te rog, fă-o tu. Bine. O să iau eu cariocile. Tu poți să iei vopseaua. Mi-ai dat un cadou. Poftim? Începe o nouă provocare! Nimic nu e mai romantic ca niște trandafiri! Wow, e un semn! Florile astea sunt pentru tine, draga mea! Preferatele mele! Viața e perfectă! Vreau să fiu mereu cu tine! Suntem noi doi pentru totdeauna! Ha? Ce s-a întâmplat? Ce mai e acum? Ești atât de ciudat! Sigur flirtează cu mine! Ha? Ciu! Ești uimitoare! Cred că am răcit! Ha? 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 Wow, ce strănut! Oare ce mai crezi de data asta? Ha? Sunt ok, în regulă! Achiu! Pot să mă avertizez data viitoare? Pictura mea! Uite ce ai făcut! Stai puțin, pot să folosesc asta? E o idee grozavă! O să mânjesc foaia cu pensula. O să o fac în direcții diferite. Arată ca niște petale de flori. Ce frumos arată! O să mai fac câteva. Chiar e relaxant.
Ok, acum trebuie să pictez tulpinile. Asta e partea ușoară. E doar o linie subțire. Și printr-o simplă mișcare a pensulei am făcut frunzele. Arată bine! Acum o să fac baza florii. O să adaug ultimele detalii. Și gata! Cum arată? Eu am avut probleme. Nu e lucrarea mea cea mai reușită. Dar minimalismul există, nu-i așa? Sunt impresionante, nu? Și câștigătorul e... Chris! Da, știam eu! Ok, acum e momentul. Pot să fac... Luna... Apciu! Vai! Eh, s-a stricat momentul. Cred că am alergii. Dai drumul! Arată-mi ce poți! Wow, ești puternică! Tragi de fiare? E vreo problemă? Nu! Hei, ai trișat! Obișnuiește-te cu gândul! Hai să ne uităm! Oh, bunătăți! Sunt ale mele! Și eu rămân doar cu două bucăți de cretă? Dezamăgitor! O să le iau și pe ele! A fost vina ta! Uită-te la creta mea! În continuare avem niște struguri. Ar trebui să fie o probă simplă. Treceți la treabă. O să fie ușor. Cred că am o problemă. Nu o să meargă prea bine. Nu mai căuta scuze. Chiar îmi plac strugurii. Sunt atât de suculenți. Aș putea să-i mănânc toată ziua. Mmm, ce delicioși sunt. Nu-i așa? Ar fi super. Mmm, ce buni sunt. Hmm, trebuie să rezolv cumva treaba asta. Cred că mi-a venit o idee. O să folosesc un bisturiu ca să fac niște pilitură de cretă. O să o las să cade direct pe foaie, oarecum în formă de triunghi. Apoi o să folosesc un deget ca să o presez. O să creez o formă ovală în pilitură. O să o iau în sus în triunghi, făcând mai multe ovale. Arată ca niște boabe de strugure. După ce am terminat, suflu restul de praf de cretă. Acum o să conturez boabele cu un pix. O să obțin un contur clar. Trebuie să am grijă să nu mânjesc strugurii. Nu vreau să stric desenul acum. O să fac asta până jos. Chiar ies în evidență boabele. Dar n-am terminat. O să folosesc un pix alb ca să se observe niște lumini. Așa arată mai profesionist. Și acum codița. O să folosesc un pix maro pentru asta. Wow! A ieșit grozav desenul! Hei, Luna! Hai să le dezvăluim în 1, 2, 3! Cum e? Wow! Desenul lui Chris e impresionant! Wow! Bravo! Dar Chris e câștigătorul! Da! E uimitor! Chiar am câștigat? Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele! Oh, wow! Ia uite ce ciorchine de strugure! O să savurez fiecare boabă! Uite, Luna! Norocosule, voiam eu strugurii. Ah, acum mă simt prost. Există o singură soluție. Luna, vreau să iei tu strugurii. E o farsă, nu? Hei, salutare! Hai să jucăm ceva nou. Super! Ne băgăm! Hai să jucăm! Bun, o să încep să-i desenez ceva pe spate. Ok, cred că mi-am dat seama ce a desenat. O să fac și eu același lucru. A, e clar că a desenat o inimioară. Îmi place să desenez răhățel. E super distractiv. Bun, hai să vedem desenele. Cum ai ajuns să faci un răhățel? Am reușit. Salutare. O cunoaște cineva pe fata aia ciudată? Fata ciudată? Ce n-ai... I-a făcut să dispară pe prietenii noștri. Voi doi, de voi am nevoie. O să vă separ rapid. Un fulger, cum faci asta? Da, arată bine. Ce distractiv e leagănul ăsta! Și confortabil! Așa e! Și stai puțin! Bună! V-a fost dor de mine? Bună și nu, nu prea! Ce ziceți dacă în loc să vă relaxați, ați desenat ceva? Adică? Ce vrei să desenăm? Nu știți ce? Uite, desenați buburuza asta! Ce drăguță e! Nu crezi, Alex? E un concurs, deci dați-i drumul! Un concurs? Atunci o să câștig! Fir ar să fie, Alex! Ha, ha, ia de aici, Gabi! Sigur o să câștig! Ha, ha, stai puțin! Unde a dispărut? Te-am prins, Alex! Te-am prins! Lasă-mă în pace! Parcă ai fi o maimuță nebună! Ha, am scăpat de tine! Ha? Au! De unde a apărut grebla asta? Ha, ha, trebuia să te uiți pe unde mergi! Stai pe loc, Alex! Uite!
Aha. Ah, și Redul, mersi de avertizare. Acum e momentul să o iau înainte. Super, am ajuns prima în camera de desen. O să încep să desenez. Ok, mi-am legat șiretul. Ai profitat de problema mea cu șiretul. Aoleu, fire ar să fie! Ce mult ai avansat cu desenul! Sigur o să câștigi concursul ăsta? Atunci o să încep și eu să desenez. Am o cariocă. Mai întâi o să desenez un A mare. Apoi o să fac un cerc de jur împrejur pe laterale. Buburuza mea are nevoie și de cap și ochi. A, să nu uiți să-i fac antenele. Ok, apoi o să-i termin corpul. O să-i fac niște dungi. Și apoi trec la buline. Super! Acum o să fac părțile negre și corpul o să-i fac maro. Și, evident, trebuie să aibă carapacea roșie. Bun! A trecut suficient timp! Arătați-mi ce ați făcut! A, îți arăt imediat! Fii atentă! Da, eu am desenat asta. Da, nu arată bine deloc. Nu m-ai impresionat. Alex, ia să vedem cum te-ai descurcat. Wow, ce desen extraordinar! Bravo! Ai câștigat prima rundă din concurs! Super! Am câștigat! Sunt cel mai tare! Te-am bătut, Gabi! Oh, nu fi supărată! Wow! Te-am căutat peste tot! Ce urât miroase aici! Ce crezi că faci? Sunt la baie! Păi, am o altă provocare pentru tine! Te ascult! Vreau să-mi desenezi un șarpe! Ok, cred că mă descurc! Ai întrebări? Nu, n-am nicio întrebare! Sigur? Serios? Lasă-mă în pace! Bine! Nu-mi vine să cred ce a făcut! Voiam doar să fiu singur! Ce ridicol! Stai puțin! Am hârtia asta igienică! Și un marker! Să facem un șarpe! Wow! Ah, aici erai! Te-am căutat peste tot! Da, aici sunt! Încercam să lucrez! Nu contează, vreau să-mi desenezi un șarpe! Ok, bine, mă descurc! Ok, am pornit cronometrul! Desenați șarpele! Ah, trebuie să încep să desenez! E doar un șarpe! Cât de greu poate fi? Wow, ce șarpe lung! Uite cum se unduiește! Serios? L-ai făcut pe hârtie igienică! Nu e bine! Tu ce ai desenat? Ai venit la fix, pentru că tocmai am terminat! Uite! Ah, vai de mine! Pare aproape real! Un punct pentru tine! Super! Am primit primul meu punct! Acum suntem la egalitate! Da, da! Poate acum pot ieși în sfârșit din baie! Ai auzit? Am ieșit în sfârșit! Bun, trebuie să plec! Hei, Gabi! Uite ce șarpe am desenat și nu i-a plăcut deloc! Serios? Dar arată super! Mie îmi place! Dar tu chiar meritai să câștigi! Cum l-ai desenat? Hai să-ți arăt! Ok, mai întâi facem un oval mic în partea de sus, apoi desenăm o linie ondulată în jos și o dublăm! Dar ne oprim înainte de a ajunge la capăt. Apoi trebuie să umplem și partea cealaltă a liniei. Ok, după aceea trebuie să ștergem linia din mijloc și să conturăm totul cu un marker. Asta e partea cea mai ușoară a desenului. Așa, apoi trasăm linii pe interiorul tuturor zonelor curbate și facem niște dungi orizontale. Asta e burta șarpelui. Să nu uităm să-i facem ochi și nări prietenului nostru susăitor. Acum putem face umbrele cu un creion. Mai întunecate pe margine și mai albe pe mijloc. Ah, m-am prins! Wow, Gabi! Ce tare! Bravo! Ce film amuzant! Hei, prieteni! Vă căutam! Serios? Ne uităm la un film! Ah, de ce sunteți supărați? Nu mai contează, urmează o nouă probă. Vreau un trandafir. M-am săturat de concursul ăsta de desen. Stai puțin, de fapt am o idee genială. Alex, stai! O să mă apuc de desenat atunci. Mai întâi o să fac o inimioară roșie. Apoi o să fac niște forme de munți în interiorul ei. O să desenez două linii curbe de desubt care vor crea floarea în sine. Apoi voi trasa petala până jos pe partea asta. Apoi trebuie să fac niște frunze verzi, evident. Arată super! Dar cred că-i trebuie o tulpină. Oh, ce floricică frumoasă! Îmi place la nebunie! Am nevoie rapid de o floare. Oh, sigur! Ne vedem aici! Ah, bună! Da, te pot ajuta! Super, o să vin după tine! Ok, am nevoie de o floare pentru că trebuie să desenez într-un concurs ciudat. Un trandafir mai exact. Un trandafir? Ia să verificăm aici. Cred că am ceva. Aici am niște mere minunate. Nu-i așa că miros genial? Frate, nu-mi trebuie mere! Am nevoie de un trandafir sau măcar de o floare. Asta e noua zonă a grădinii.
E un tur interesant, dar tot am nevoie de o floare. Vai de mine, ce trandafir perfect! Da, așa e. Perfect, îl vreau. Sigur, dar trebuie să-l plătești. Sigur, dar mai întâi poți să închizi ochii așa? Ok. L-am păcălit, acum e momentul. Fac. Hei, Gabi. Oh, wow, ce trandafir frumos ai desenat. Crezi? Și mie îmi place. Da, parcă ar fi real. Și ce culori reușite. Dar, se întoarce. Am aterizat invers. Bun, ce ați desenat? Uite ce floare am desenat, sper să-ți placă. Aha, da, e drăguță, îți mai dau un punct pentru asta. Poftim? Nu cred, super. Și tu, Alex? Păi, eu am ceva și mai bun decât un trandafir desenat. Vai de mine, l-ai cumpărat special pentru mine? Exact, special pentru tine, poftim. Vai de mine, bine, îl accept. Miroase extraordinar. Meriți cei mai bun. Și tu primești un punct. Super, mersi. Și hei, vrei să facem schimb de numere? Alex, sunt lângă tine. Situația pare tensionată. Eu o să plec. Nu vine să cred că ai făcut asta. Gabi, stai, am făcut asta doar ca să scap de ea. What? Vezi, ți-am cumpărat și ție unul. Mi-ai cumpărat un trandafir? Ai noroc că e super parfumat. Nu mai simt mirosul trandafirilor mei. Ce naiba? M-a păcălit. E numai vina mea. Și i-am spus că trebuie să se controleze dacă... Salutare! Ha! Ce fețe ați făcut! Treceți la treabă! E timpul pentru o nouă rundă de desen. Prindeți! Cum am fi putut să le prindem? S-au împrăștiat peste tot! Ok, apucați-vă de desenat! Dar de data asta nu ne-a spus ce să desenăm. Nu mai contează! Firar! Mi s-a rupt creionul! O să folosesc altul! S-a rupt și ăsta! Ce creioane oribile! Eu abia mi-am făcut manicura, nici nu le pot apuca! Gabi, ce facem acum? Wow, Alex, uite! Ai foaia plină de mine de creion! Cred că le pot folosi la ceva! De fapt, mi-a venit o idee genială! O să-mi întorc palma invers și o să-mi bag vârfurile de creion sub unghii. Evident, altă culoare sub fiecare unghie. Ăsta e ultimul! Voila! Acum pot desena ceva! Super, funcționează! Mi-am transformat unghiile în creioane colorate. Nu-mi vine să cred ce interesant arată. Unghii cu creioane, nu credeam că e posibil. Și gata, mi-am terminat desenul. Janice, se pare că am aterizat aici. Bun, ia să vedem ce ați desenat cât am lipsit. Asta e tot ce am putut face cu creioanele astea proaste. Poftim? Alex, ăsta nu poate fi numit desen, sunt doar 3 cercuri. Și tu, Gabi? Păi, eu am desenat o bărcuță pe mare, mi se pare drăguță. Ai dreptate, chiar e drăguță, primești un punct. Super, am câștigat, am cele mai multe puncte în total. Ce tare e dansul ăsta! Sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet! Ce tare! E noua mea pereche de Crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador! Wow, ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori! Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut 2 petale, trec la următoarele. Prefer un model orizontal. Și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul. Ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună. Mai întâi o să-i fac conturul cu negru. Arată bine! Acum partea de sus cu verde. Și evident roșu pentru fructul în sine. O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da! Arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim! Ia și tu una! Mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit!
Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc. Ce tare! Ah, da, am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Aproape am terminat de spălat vasele. Fiu! Oh, nu, încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine, încă una. Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult. Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow, e întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici! O să-mi folosesc stiloul 3D! O să acopăr crăpătura! Are aceeași culoare, deci nu se prea vede! Și apoi o să continui de-a lungul mânerului! Pe margine! Nu e nevoie să pun foarte mult! Așa! Am terminat o parte, acum trec la cealaltă! O să fac același lucru și aici! Și partea asta e aproape gata! Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos. Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine. Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Ah, poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ce-i drept? Acum e mai ușor de ținut în mână! Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Pardon, vreau să ajung la dulapul meu! Ce ciudată e! Învață pe hol! La naiba, sună clopoțelul! Hei, cum mi s-a prins fusta în ușa dulapului? Of, e prinsă bine! O să trag așa de ea! Ah, am rămas fără fustă! Nu, nu e o idee bună! Oh, a rămas dită mai gaură! Ia stai așa! Da, stiloul 3D! Ce bine că l-am luat cu mine la școală! O să desenez un model simpatic în jurul găurii din fustă! Apoi o să încep să-l umplu! Trebuie să mă asigur că acopăr gaura! Ok, acum următoarea culoare! Și acum acopăr și partea asta de gaură! Așa, am acoperit gaura. Acum o să-i adaug câteva detalii. O să umplu urechile și o să-i desenez ochișorii. Să nu uit nici de bot și gură. Oh, ce adorabilă e vârtița asta! Am acoperit gaura și acum am o fustă super simpatică. Deși avea dinți ascuțiți, lupul avea și o inimă mare. De aceea, când prințesa i-a mângâiat plana, lupul i s-a întins la picioare. Și de atunci înainte au rămas împreună. Oh, a adormit. Hai să o învelesc. Și să ies pe furiș din cameră. Oh, nu! Ce tare s-a auzit! Oh, te rog, nu te trezi! Fiu, doarme în continuare. La naiba, i-am rupt păpușa. O să se supere rău când o vede. La naiba, ce fac acum? Ah, știu ce pot face! Hai la mine, păpușică, e timpul să te reparăm! Stiloule 3D, nu mă dezamăgi! De data asta, mare nevoie de tine! O să încerc să-i dau formă de solz de pește! Așa, coada de sirenă va părea mai reală! Acum urmează aripioarele de la baza cozii! Galben pare a fi o culoare bună în prima fază, dar o să folosesc mai multe culori ca să arate bine de tot! Așa, acum ultimele retușuri! O să mai adaug puțin galben sus. Și am terminat! Oh, ce simpatic arată! Cred că o să-i placă rezultatul! Sincer, sunt chiar mândră de mine! O să las păpușica aici ca să o găsească! Somn ușor! Acum să mă furișez iar din cameră! Lupul vrea înghețată de cireșe! Vrei să faci desene care par mai reale? Atunci folosește un stilou 3D! Arată bine, nu-i așa? Parcă ar avea păr adevărat! Și, odată ce încep să adaugi diverse culori, lucrurile devin foarte interesante! Nu-i bai, o să-i desenez gura deasupra! După ce termin de colorat rochița asta extraordinară! Cu cât e mai colorată, cu atât e mai bine! Așa se face, oameni buni!
un desen 3D ca la carte. Și pot să ridic de pe foaie. Livrare pentru Julie! Sper să-ți placă, scumpa mea! Oare ce e? Oh, e o perie scumpă! Nu vine să cred că ați ținut minte că voiam una! În sfârșit, un băiat care mă ascultă! O pot folosi și pe puloverul ăsta! E perfect periat! Îți place, plantă? Fix acolo! Hei, Julie, ce faci? Hm? Bate rău vântul afară? Pentru că ai părul cam încălcit! Nu fac nimic! O să te mai periez puțin aici! Julie? Dar ce sunt eu, un cățel? Ce ziceam? Nimic nu se compară cu o perie eficientă! Oh, mi s-a încălcit? Dă-i drumul! Ah! Peria mea scumpă! Leo o să se despartă de mine din cauza asta? Ah, nasol moment! Dar știu exact cum te pot ajuta! Oh, da! Sunt dispusă să încerc orice! Îți lipsesc niște peri? Fă-ți singură unii cu un stilou 3D! Dar să știi că va dura puțin! Așa, da! I-am reparat toți perii! Nu-i așa că arată perfect? Nu-mi vine să cred! Mulțumesc! Pa! Hei! Nu mai vreau! Gata! Ce faci, iubii? Părul tău! Da? Ah, nu-i bai! Te rezolvi imediat! Peria! Da! Oh, cred că s-a blocat! Mai bine să mergem, ok? Dar să nu te uiți în vreo oglindă! Nimic nu se compară cu o curățenie de primăvară! Când am curățat asta ultima dată? Concentrează-te! Faci firimituri? Ai grijă! Hei! Nu văd ce se întâmplă! Julie! Uită-te la ecran! Oh, nu! Oare ce vor face? Nu mai suport suspansul ăsta! Ai grijă cu ăla, frate! Ah, oh, jucătorul 456 pierde clar jocul ăsta! Mi-e foame de la atâta suspans! Ugh! Te uiți de ceva timp la asta? Când ți-ai făcut duș ultima dată? Ai nevoie de ăsta! Acum e puțin mai bine! Știi ce? Trebuie să se detensioneze puțin! O să fac rapid un cap din folie de aluminiu! Voila! Dar mai am destule de făcut! Trasează conturul capului cu negru! Apoi folosește o lamelă elastică din lemn pentru a crea o formă similară! Prinde-o cu elastice ca în imagine! Capsează-le în ambele părți! Perfect! Ar trebui să se potrivească perfect aici! Apoi fă masca cu negru! Ai nevoie de multă răbdare în etapa asta! Am făcut un sfert din mască! Bine, mai am de trasat și liniile astea în direcția opusă! Cum ziceam, ai nevoie de răbdare! Acum urmează partea cealaltă! Ce repede înaintez acum, vezi? Fiu! Acum o să folosesc niște alb! Arată cunoscut? Dacă ai urmărit serialul Squid Game, știi exact ce e! Ce dubios arată, nu-i așa? Mai ai un singur episod! Concentrează-te! Bună! Hm? E cumva? Imposibil! Lasă-mă pace! Nu vreau să joc! Te-am păcălit! Ce tare e! Da, sunt talentată la artizanat! Arată realist, nu crezi? E comoara mea artizanală! Julie, uite! Tot tu ai făcut-o și pe ea? Știu cine e? Atunci, cine e? Fugi ca vântul și ca gândul! Neața, Julie! Am o cană nouă! Nu-i așa că extraordinară? Oh, ce drăguță e! Pot să mă uit și eu la ea? Nu cred! Sigur o spargi! Ok, bine! Trebuie să-i găsesc un loc!
rafturile astea sunt suficient de înalte? Julie n-are cum să ajungă până aici sus. Nici măcar dacă poartă tocuri. Pa! Nu mă vede, nu-i așa? Ia să-i furcana. Încă puțin. Aproape că o simt în mâini. Da! Oh, nu! Nu-mi vine să cred. O să mă omoare. Trebuie să ascund dovada. Cine verifică vreodată spațiul de sub canapea? Stiloul meu 3D. Poate o pot repara totuși. Mai întâi fă o toartă din folie de aluminiu. După ce ai acoperit-o în întregime, așteaptă să se usuce, apoi scoate-o de pe folie. Pasul următor necesită multă creativitate. O să încep prin a face o inimioară roșie. Trebuie să o umplu pe toată. O să trasez linii verticale una lângă alta până la capăt. Am terminat! Nu trebuie să fac niciun zgomot. Gata! Ia să vedem. Oh, ce cană simpatică foc! Nimic nu se compară cu datul în leagăn. O să te prind, Claire! Yuhu! Uite ce repede alerg acum! Nimic nu mă poate opri! Vă mulțumesc că mă urmăriți! Hei! Telefonul meu! Sper să-l prinde cineva! Îl prind eu, îl prind eu! Gata! Era cât pe ce să-l scapi! Nu! Sper că nu s-a zgâriat! De ce nu folosești o huză pentru telefon? Dar e atât de plictisitoare! Dacă spui tu... Știu! Dacă vrei o husă de telefon simpatică, folosește un stilou 3D pentru a face un design. Ghici ce fac? O să-ți ofer un indiciu. Are multe culori. Bine că le-am pe toate la îndemână. Acum am nevoie de verde. Secretul e să trasezi multe linii alăturate. Și după verde, cred că schimb iar culoarea cu nuanța asta de albastru. Ce de linii superbe! Aproape am terminat! Să nu-i de soare! Husa asta ar bine dispune pe oricine! După ce se întărește, puneți telefonul în husă! Uite ce husă nouă de telefon am! Nu mai e plictisitoare, nu-i așa? Ce mândră sunt de tine! Acum hai să revenim la treabă! Chiar nu te-ai învățat minte, Claire?